Revenind la subiectul cu care am început, uh, chestia asta cu trainingul la care ai fost și la care ai zis că vrei să mai mergi, cu um, cum te exprimi. da. Uh -huh. Adică că, dacă vrei să schimbi viața, trebuie să schimbi modul tău de comunicare sau să, uh, nu că modul tău de comunicare. Să tinzi la oameni care comunică cumva interesant și te captivează, Trebuie să da? schimbi și, și discuți tu. Subiectele subiectele, cuvintele care le folosești. Dacă tu zici uh -huh. cum e la tine? Normal. Dar cum e crută. Deja e altă energie în glas. Dar deja fibrele în tine deschid. Deja... Uh că nu m-am schimbat un cuvânt. Da? Deci, cum e? Te super oși. Super Te interesează de NLP? Nu? Asta ține de programare. Și de programare, da. da? Și de programare. E Tu găsești oriunde. Și fiindcă el tăti, în toate cursurile

multe animale și păsări, cei și văd prima în viață, consider că asta e mama lor. Uh -huh. Deci Rafa poate să vadă un jeep în și este, consider că el se de dânsul și vrea să fie alături și tot și mai departe. Și ată, francezul ăsta face experiență cu un puișor. Puișorul își pune diferite obiecte, o minge acolo, o răstugulește și puișorul se lipește de minge asta, consider că e mama. Și până la urmă el pune un roboțel, că am, che am deși de dimensiuni ca sticla asta, numai și care se mișcă haotic. Ea că e drobuțul și ala se mișcă haotic într-un patrat, cam, cam cât masa asta, uh -huh. și are niște margini și el spălește și se mișcă în altă parte, ca cum roboții ăștia care fac curat, dar nu au un traseu, că ăștia uh-huh. Da, așa, știi, spălește în părere, cum noi avem, avem mașinile și da? spălește și o mai, și, pe baterii, un mecanism enorm de simplu și mai departe. Și că eu și ușor, își pui ușor după dâns, tot se lichie de roboțelul ăsta. Eu, apropo, eu am studiat asta, fiindcă eu, e colosal și am văzut. La un moment el îți gândește, dacă eu să-i fac o, o, un fel de, așa să-i spunem, într-un colț, să un un colț, o colivie, nu așa, uh -huh. nu colivie, o, o grăjoară din sticlă, uh -huh. lu' puișorul ăsta, că să mă uit, el, el prin a să în viață, de la robot cum să după dăscur, nu, e ca uh -huh. și, el pune puișor, pune robotul, robotul iar să vârtește și la un moment el observă că robotul tot mai des stă în colțul ăsta. Uh -huh. creierul și intenția dorința puișorului de a dori de a, de a fi alături de robotul ăsta e atât de mare că el a influențat principiile mecanice adică materia ca să se aproche de dânsa uh -huh. prin puterea intenției care au generat o generat de creier un creier așa, unui puișor care cred că n are 0 grame un gramă. Asta studii făcute. Asta e asta, eu am văzut asta și eu, asta e făcut de un... Uh -huh. Și eu vreau să vă. Dar-ți dați seama noi, cu un chelgimatic care generează și ca o bombă atomică în cap la noi, câte gânduri noi generăm și câte lucruri noi putem schimba în viața asta. Și dacă... Și eu cred că asta e adevăr, că eu nu părea a fi faic, dar n-am... Îți uh -huh. spun, azi dimineața nu. dar asta schimbă jocul. Adică tu, când vrei va lucrurile mecanice să schimbă. Nu că influențează că uh, lui Jeli, alt pui, el are suflet. Nu. Un mecanism mecanic începe să învârtească în colțul în care e plasat puiul ca să. Că puiul are necesitate de dâns prin creierajul lui, lasă să-i transmit. Un element mecanic care, vă și ce are treabă cu puiul. Eu sunt curios, eu foarte curios să de... văd și eu video ăsta. E că de, de, de acolo de era cu familie, de. cu tot, din păcate, eu m-am uitat, am scrollat, dar asta să-l caut, mm -hmm. să-l mm -hmm. să găsesc. Am înțeles experimente mai în scurt de Dar eu cel puțin știu experimente de astea, dar cu oamenii, că... Uh, Bine, noi facem research tot pentru cursuri și tot multe experimente căutăm ca dovez la anumite chestii sau la anumite afirmații. Dar revenind la ideea cu exprimarea și cu și subiecte vorbești și cum vorbești. <fie>